Reabilitarea celor mai importante străzi din municipiu intră în linie dreaptă. Primarul Ionel Ciunt a semnat astăzi la București, la Ministerul Dezvoltării, contractul de finanțare prin programul operațional regional în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei pentru reabilitarea principalelor artere rutiere și pentru modernizarea transportului public din municipiul Zalău. Străzile Corneliu Coposu, Avram Iancu, Gheorghe Doja și 22 decembrie 1989 din municipiu vor intra în reabilitare, iar transportul în comun va fi modernizat prin achiziționarea de 20 de autobuze electrice. Cele trei străzi vor beneficia de amenajarea trotuarelor, realizarea de piste de biciclete, reabilitarea carosabilului, amenajarea stațiilor de autobuz, amenajarea spațiilor verzi aferente, amplasare de mobilier urban, realizarea și extinderea canalizării pluviale, dar și semaforizare. De asemenea, municipalitatea va achiziționa și 20 de autobuze electrice cu stațiile de încărcare aferente. Va fi implementat un sistem de monitorizare a flotei, dar și unul de e-ticketing și de informare călători. Primarul Ionel Ciunt a semnat astăzi în capitală contractul de finanțare pentru aceste lucrări, cu o valoare de 30 de milioane de euro. Am semnat astăzi la Ministerul Dezvoltării un contract important pentru comunitatea noastră. Este un contract cu finanțare europeană de aproape 22 milioane de euro, bani din care se va reabilita strada Gheorghe Doja, Corneliu Coposu și 22 decembrie, o parte din 22 decembrie, precum și strada Avram Iancu. Tot din acești bani vor fi achiziționate 20 de autobuze electrice și, sigur, se vor construi stațiile de încărcare electrice pentru aceste autobuze. Sunt convins că la finalizarea acestor lucrări gradul de confort pentru municipiul Zalău va crește sau în municipiul Zalău va crește și se va încheia oarecum reabilitarea principalelor artere ale municipiului nostru. Cel mai probabil, primele autobuze electrice vor circula în Zalău din luna martie a anului viitor.